Bună seara, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Iată că am deschis calculatorul și acolo am văzut o problemă trimisă de doamna Loredana, sau cam așa ceva. O problemă, de fapt două probleme sunt în comentariul acela. Deci eu am posibilitatea să stau de vorbă cu voi, dacă în comentariile pe care le lăsați la unele din lecții, puneți și problema. Să știți, dacă mă trimiteți nu știu ce pe ce link să ajung, nu știu cum, n-am timp așa ceva. Deci, din fuga cea mare, reușesc să citesc acolo și încerc așa să vă răspund. Două probleme foarte, foarte interesante, frumoase chiar. Haideți să vedem prima problemă. Spune așa. Dacă avem scrise pe tablă, pe foaie, cifrele de la 1 până la 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Să încercăm să renunțăm la o parte din cifre, sau altfel spus, la câte cifre să renunțăm, care este numărul cifrelor la care putem renunța, numărul maxim la care putem renunța, având ca sarcină următorul lucru. Cele care rămân, să le mulțim două câte două, da, diferite, da, două câte două diferite, adică 6 cu 5, 7 cu 8, 4 cu 9, așa, și să obținem toată gama cifrelor de la 0 până la 9. Deci, dacă le mulțim, să obținem dedesubt 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atenție! Ultima cifră. Deci e posibil să fie din două cifre. Ca maxa poate fi dintr-o cifră sau din două cifre. Numele care pot rezulta. Ei, și ultima cifră, în cazul în care avem două, un numere format din două cifre, ultima cifră să fie, să acopere, nu? Să acopere toată gama 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Să repetăm. Deci, având la dispoziție cifrele acestea, care este numărul maxim pe la care putem renunța din cele 9 cifre, da? De la 1 până la 9. Care este numărul maxim la care putem renunța? Încât cu cele rămase, pe cele rămase să le mulțim două câte două, iar ca rezultat, ultima cifră, în cazul care ar fi de două cifre, ultima cifră să fie, sau să acoperim în urma mulțirii, toată gama cifrelor de la 0 până la 9. Trebuie să recunosc că problema mi-a plăcut foarte tare și am tot analizat cam care ar fi ideea. Am zis, domnule, trebuie să pornesc, întâi așa mi-am spus, să încerc să pornesc de jos în sus. Adică, pentru a obține pe 0, pentru a obține pe 0 la mulțire, îmi trebuie 5, și un număr par. Ori 2, ori 4, ori 6, ori 8. Și atunci am pe 0 obținut. Pentru a obține pe 1, știți, mi-am dorit să construiesc ideea, pornind de jos în sus, și să obțin mai întâi pe 0. Deci, neapărat, păstrez. 2 și 5. Deci păstrez. Acum voi scrie tot ce păstrez. 2 și 5 ca să obțin pe 0. Pentru 2 ori 5, nu? Pentru că 2 ori 5, 2 înmulțit cu 5 egal cu 10. Și am obținut pe 0. Apoi mi-am spus, pentru a-l obține pe 1, îmi trebuie 3 și 7. Că 3 ori 7 fac 21, am zis eu așa. 3 și 7.
ca să-l obțin pe 2, din date ce pe 2 l-am luat, ce bine ar fi să am pe 1. Atunci aș spune 1 ori 2, fac 2. Bună ideea. Deci, pe 0 l-am obținut, îl marchez. Pe 1 l-am obținut că 3 ori 7, nu? 3 ori 7, 21, deci pe 1. Pe 2 l-am obținut pentru că luându-l în calcul și am pus pe 1, 1 ori 2 fac 2. Pe 3 l-am obținut că 1 ori 3, 3. Pe 4. De unde se apare 4? Eu vreau să pun cât mai puține cifre. Pe 4 nu-mi dau seama de unde se obțin. 5, 1 ori 5. Deci rămâne 4. Pun semn de întrebare. Pe 4. Dar nu trebuie să pun pe 4, că aș pune și pe 4 și până unor 4, 4 și ar fi foarte bine. Dar poate merge treaba mai departe. Undeva, mi-am zis eu. Că tot am în minte ideea de a folosi cât mai puține cifre. Adică să renunț la cât mai multe. 1. 4 nu știu. 5 l-am obținut. 6. Nici pe 6 nu știu de unde să-l obțin. Încă mai departe. 7 l-am obținut cu 1 ori 7, 7. Deci e rezolvat. Deci 1, 2 e rezolvat, 3 e rezolvat, 5 e rezolvat, 6 nu, 7 da, 8, 8 nu. Că dacă îl pun și pe 8, l-aș rezolva. Dacă îl pun pe 8, dragilor, 2 ori 8, fac 16, l-am și rezolvat și pe 6. De acord cu asta. Îi pun semn, totul semn de întrebare și îl pun pe 9. 9. 9 îl pun pentru că nu știu de la înmulțirea două numere cât ori cât prin distincte să se termine cu 9. Nu. 7 ori 7. Prin el însuși 49, dar așa. 9, 9 îl pun pentru că 1 ori 9 fac 9. Și acum, observ că am reușit să prind toate numerele impare. 1, 3, 5, 7, 9. Și doar un număr par. Unul singur par. Atenție! Chiar aveam nevoie de un număr par. Pentru că chiar pe... Iată, am mers cu 2, trebuia să-l am pe el. Și acum, înmulțirea unui număr par cu oricare, număr, tot un număr par. Există posibilitatea să-l obțin și pe 4 și pe 8. Teoretic. Să văd dacă din toată chestia asta, din observația făcută, încerc în clipa asta să văd dacă mă pot agăța de problemă. Deci numerele impare trebuiau puse. Îmi dau seama că trebuiau puse toate. Pentru că produsul a două numere impare este tot un număr impar. Da? Deci nu va fi un număr par. Și atunci trebuie să adaug obligatoriu un număr par. Pe 2 am plecat. Hai să încercăm acum. 2 ori 5, 10 m-am descurcat. 2 ori 3, 6. 2 ori 3, 6. Deci șterg semnul de întrebare. S-a rezolvat. 2 ori 7, 14. Excelent. Șterg numărul de întrebare. Semnul de întrebare. Iată, dragilor, că am rezolvat problema. Dar nu mai am pe 8. Deci 2 ori 7, 14. 2 ori 9, 18. Excelent. Excelent. Și totul este rezolvat. Iată că pot spune numărul maxim la care pot renunța de cifre, la care pot renunța, este dintre cele două pare, doar pe 2 l-am obținut, iar a fost 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 4. Deci am renunțat la 3. Da? La 3 cifre am renunțat. Am renunțat la 4, nu l-am luat în calcul, n-am renunțat la 6 și la 8, 3, maxim, deocamdată 3 în aranjarea asta. Și dacă am găsit una, sunt foarte încântat. Dar am învățat un lucru, că neapărat îmi trebuia un număr par. Oare dacă aș folosi varianta următoare? 4, 1,
3, 5, 7 și 9, adică toate cele impare și nu pe 2, cum am folosit aici, și pe 4, merge treaba? Păi, 4, 5, 20, cum era, 0, 1 este, 1 ori, 2, 2, de unde să-l obțin eu, 4, 3, 12, mese, deci 2 mi-a ieșit, 3, 1 ori 3, 3, 1 ori 4, 4, 1 ori 5, 5, 6. 6, 6, 6. De unde se vrea 4 ori 7, 28, 8 iese. 3 ori 9, 27, iată și un 7 iese în plus. Ia să văd dacă aici îmi iese toată gama. Deci unde e ce nu mi-a ieșit mie acum? 4 l-am avut, 6. 6, 6, 6. 4 ori 9, 3, 6. 4, 9, 3, 6. Deci este un 2 și un, cum a fost mai înainte, un 2 și un 3, încorporat în 9 este 3-ul și încorporat în 4 este 2-ul. Deci era de clar, a mers foarte bine aici. Și în varianta asta. Și atunci cred că și în varianta cealaltă cu 6. 6, 1, 3, 5, 7, 9, mă conduce la rezultat. Adică 6 ori 5, 30, 0, 1, de unde se văie 1, 1, 3 ori 7, 21, corect, lasă-mi că 3 și 7 chiar pe asta de asta, 2, 6, ori 3, 18, 8 ori iese. 7 ori 9, 63, deci 3 l-am avut. Așa. 4. Și 4, să vedem de unde se face mese. Să apară 4. Deci, 6 ori 7, 42, 2, de acord. 6 ori 9, 54, iată 4, așa a făcut apariția, 5, 1 ori 5, 1 ori 6, 1 ori 7, 6 ori 7, 42, iată încă 2 poate să apară, 8, să vedem de unde apare 8, așa, 3 ori 9, 27, 5 ori 9, 45, deci 8-ul. Să vedem că parcă mă piese și 8-ul. Sau și l-am prins eu, dar nu văd acum. Deci, 6 ori 3, 18, sigur că da. 6 ori 3, 18 și a ieșit. 1 ori 9, 9. Și totul este rezolvat. Analog, cred eu, dacă analizați, dragilor, și 8, 1, 3, 5, 7 și 9. Și problema este rezolvată. Ei, de ce spunea că mi-a plăcut problema? Vedeți, eu am fost cinstit, am fost corect cu voi și v-am spus cam cum am gândit din momentul în care m-am apucat de problemă. Deci mi-am propus să răspund la întrebare. Era clar în mintea mea că trebuie să păstrez dintre acestea pe acelea un minim de cifre în câte mulțite două câte două, distincte însă, deci nu prin el însuși, să obțin în final toată gama 0, 1, 2, 3, 4, 5 până la 9, ultima cifră. Și pe 0 am zis că 5 înmulțit cu un număr par și aici de aceea 2 și 5. Apoi pe 2 a trebuit să-l obțin pe 1 3 ori 7, 21, deci aia 3 și 7 s-a adăugat rapid. Ca să obțin pe 2, am zis, dacă și avea pe 1, îl obțin și pe 3, cu 1 ori 2, 2, 1 ori 5, 5, 1 ori 3, 3, 1 ori 7, 7, rezolvăm multe, nu? Din situațiile acestea. 1 ori 9, 9, ori și pe 9, deci de aceea toate numele impare. Și când am văzut, am făcut calculul, am văzut că a acoperit totul. Și atunci a apărut ideea, dar dacă în loc de 2 pun 4, adică imediat am cotit în mintea mea ideea, oare să fie toate numerele impare
Și doar un număr par, cu doi am mers, cu patru ori să meargă și am mers. Și cu șase să meargă și am mers. Și cu opt v-am lăsat pe voi. Și cred că merge. Deci numărul maxim la care putem renunța înseamnă trei cifre pare. Deci putem renunța. Renunța la trei cifre pare. Din cele patru. Din cele patru cifre pare. Asta era. Asta este. Răspunsul clar. Maxim, numărul maxim la care putem renunța este de trei cifre. La trei cifre pare. Asta este ideea. Așadar, dragilor, iată, problema este rezolvată. Prima parte, prima problemă. O alta pe care sper să o țin minte. Sună așa. Bureți, nu am timp să-l ud. Na, acum se înghe praf. Că asta am previzat. Și mă fac cu soția să mă certe. Că fac praf aici, în sufragerii. N-am încă soluție, dragilor. Deci tabla o păstrez în continuare aici, în sufragerii. Și încerc să vă răspund la problemele pe care mi le formulați. Ba mai mult am în vedere, trebuie să vă spun lucrul acesta, am în vedere următorul lucru, să încerc video-rezolvarea manualelor. M-am hotărât la a doua, la a patra, la a șasea și la a opta, pentru că acestea sunt foarte necesare în prima parte acum să o fac. M-am orientat foarte tare pentru 1-4, că aici veți da voi la sfârșitul anului test, nu? Așa am înțeles de la ministru. Și atunci vreau să acopăr repede partea asta. Sigur că trebuie să vă anunț un lucru. O bucurie care mă stăpânește, aceea de a pleca în Statele Unite, la fiica mea. V-am mai spus, parcă, dacă nu o să pun acum, fiica mea lucrează cu gender, lucrează la Microsoft din 2001, deci iată să fac acum în ianuarie, pe 6 ianuarie au plecat în 2001, să fac 13 ani. Fiica mea și cu gender sunt în clipa asta, de 13 ani, cum vă spuneam, la Microsoft, sunt programatori acolo. Și iată, după 13 ani, ajung și eu în state, fiindcă se naște cel de-al doilea membru sau doilea copil al fiicei mele, un băiețel de data asta, o fetiță este și vine un băiețel acum, chiar în perioada asta când ajung. Așadar, trăiesc o bucurie imensă, o tristețe mă prinde că nu mai am posibilitatea să vă transmit. Reușesc. Pentru că internetul ajunge de oricunde. Așa că din vila fiicei mele, de acolo, din Redmond, voi transmite, voi începe lucrul la videomanuale de care am spus la a doua, la a patra, la a șasea și la a opta. Așa, când voi lua manualele acestea și vă voi apuca de lucru, și sper să le duc cât mai aproape de momentul acesta în care vă aflați voi la clasă. Și chiar să continui cu rezolvarea. Și așa va apare pe blog, la Prof Online, la video matematica. Am să vorbesc cu băiatul, cu administratorul, cu băiatul meu, să aranjeze așa fel lecțiile pe clasă. Clasa a doua, manuală să fie luată de un cap la altul, în succesiunea lecțiilor respective, a doua, a patra, a șasea, așa mai departe. Deci am să încerc să vă bucur în continuare. Sper să atrag atenția multora dintre cei care mă vizionează. Sper ca să le atrag atenția și celor de acolo, la companie. Sunt mulți români acolo, chiar așa, nu atât de mulți, că sunt indienii, chinezii, așa, dar avem și noi o comunitate destul de bună.
Și mai ales a românilor care sunt în management, acolo nu comandă, și să spun, iată că un român face ceva deosebit pentru toți vorbitorii de limbă română. Așadar, atenție, vă voi bucura cu chestia asta de acolo, de Redmond. Dar să trec la problema cealaltă, dragilor. M-am apucat de spus chestia asta pentru că este lucru important să știți ce se va întâmpla. Pe 28 am deja bilete. Plecăm împreună cu soția, era de așteptat să plecăm împreună pentru că e nevoie de mare nevoie de ajutor acolo. Nu? Venind al doilea copil, este o problemă foarte importantă pentru familia noastră și trebuie ca părinți să fim gata de ajutor, indiferent de cât efort trebuie să facem. Eu mă voi întoarce și voi relua transmisiunea de aici. Sper ca voi să fiți cei care să primiți cu bucurie și să așteptați lecțiile mele și să vorbiți despre aceasta și colegilor voștri că, iată, Prof. Online nu v-a uitat și nu vă uită. Prof. Online e cu voi. Există chiar un film. Prof. Online e cu voi și lucrează pentru voi. Așa, să vedem problema a doua. Spune așa. Cum spune problema aceea? Cu cifrele 3 și 4, parcă așa, sper să, nu știu dacă rețin perfect enunțul, poate este un pic modificat. Da, cu cifrele 3 și 4 se formează toate numerele, să notăm cu M, mulțimea formată, din foarte multe numere, care să folosim cifra 3. Să scriu asta. Cu cifrele 3 sau 4 se formează numere de lungime maximă adică lungimea așa să fie maximă până la 2012 cifre. De tipul 33 sau 343 sau 3, de multe ori 3, 4, intermulți, acolo de 4, până la maxim, de la simplu 3, de la o singură cifră, până la maxim un număr de lungime 2012 cifre. Sunt atât de multe cât nu le pot număra, nu-mi dau seama câte ar fi. Și aceste numere M, aceste toate numere care se pot forma, îi pune într-o mulțime M. Cum am spuneam? 3, 4, 33, 34 și mai departe. De tipul acesta. M. Nu. Să se afle cardinalul lui M, intersectat M, intersectat cu mulțimea P, M intersectat cu P, unde P înseamnă toate numerele naturale, 1, 2, până la 2012. Deci, să se afle cardinalul intersecției mulțimii M cu mulțimea numerelor naturale, dar numai până la 2012. Deci mulțimea numerelor naturale până la 2012. Câte elemente se află în intersecție? Să le numărăm. Să spun 7 sau
sute de mii sau știu eu câte numere sunt acolo. Sute de mii, nu, ia iurea. Că cel mult pot să fie toate acestea până la 2012. Deci pot fi 2012 elemente. Dacă în construcție, mă, s-ar afla toate elementele, unul s-ar afla, nu, unul nu s-ar afla. Că mulțimea asta începe cu 3, cu 4, 33, 34, numai cifre formule în care să am în componență, numere care să aibă în componență doar cifrele 3 și 4. Și acum mi-am zis, băi, de ce 3 și 4? Mă, nici nu am zis 1 și 2. Doar cifrele 1 și 2. Deci eu zic 3 și 4. Și m-am uitat la 2012. 2012 are numai cifrele 1 și 2 în componență. Este și 0, e drept și 0. Dar 3 și 4 depășește tot ce este scris aici. Și atunci am zis, păi, cheia trebuie să fie ideea aici. Cheia problemei trebuie să fie aici, am zis. Aha. Deci autorul, șmecherul, cred că a citit problema de undeva. E o problemă cunoscută. Cam așa ar trebui. Să se afle toate numerele în care folosim cifra 3 și 4. Deci toate numerele care pot fi scrise folosim cifra 3 și 4 mai mici decât 2012. Deci toate numerele, să se afle toate numerele. Asta era. Că dacă le știu și le scriu și le văd, dacă sunt mai mici de 2012, nu mă lungesc, cum mi-a spus el aici, cu 2012 cifre. Ai, și-o bătă un joc de noi, trebuie să spunem aici, ca să ne distragă atenția autorul. Autorul știu problema asta. Câte cifre, câte numere se pot construi mai mici de 2012, folosind doar cifrele 3 și 4. Păi, să zicem și noi. Primul număr, 30. Al doilea număr, 4. Următorul, 33. Din două cifre, da? 33. Apoi, 34. Apoi, 43. Apoi, 44. Numai 3 și 4 am folosit până aici. Acum, mai sunt deci, dintr-o singură cifră, toate astea două. Din două cifre, în care se intre numai 3 și 4, din două cifre sunt acestea, 33, 34, 43, 44. Din trei cifre, 3, 3, 3, apoi 334, apoi 343, 344, cred că am zis bine, am folosit cifra 3 pe locul întâi și 3, 4, 3, 4, 4, 3, da? Și pe urmă 4, 4. Acum să merg cu cifra 4, ar fi 4, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 3, și respectiv 4, 4, 4. Am jucat bine? Deci pe locul 1, 3 l-am ținut pe loc. Uitați, și 3, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 4. Am jucat aici corect. Și la fel am făcut 4 păstrând pe locul 1. Și 3, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 4. Acum să fac din 5. Nu? Deci ar fi, primul ar fi 3, 3, 3, 3. Adică 3033. Dar nu este mai mic decât 2012. Ci e mai mare. Deci nu e mai mic. Deci pică asta. Asta era. Nici o clipă nu mă mai pot gândi la numere de lungime 4. Deci de ordinul miilor, de ordinul miilor nu pot gândi.
că ar trebui să folosesc fie la ordinul miilor, fie cifra 3, fie cifra 4. Și acest nu se poate. Pentru că depășesc pe 2012. Și eu asta nu trebuie să fac. Nu trebuie să depășesc. Asta era. Am reușit. Asta era. Vreau să zic că eu putem număr acum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Deci cardinalul lui M intersectat cu P este egal cu mulțimea vidă. Egal cu cardinalul este egal a intersecției este egal cu 14. Pensați-mă, vă rog. Mintea era în altă parte acum și de ce am greșit. N-ai voie la matematică, n-ai voie să-ți fugi de lângă problema. Trebuie să fii conectat în totalitate. Dragilor, deci când te-ai apucat și ai luat creta și ai luat tu eleva acasă și ai pus să-i deschizi caietelul și ai luat pixul în mână sau stilou ce ai tu acolo, ei bine, în totalitate ești în problemă. Nu ai voie să mai te gândești în stânga și dreapta, să mă gândesc la orice sau nu știu ce. Și acolo stai așa și vezi cum am făcut eu aici. Nu, problema, ți-o împropriez, este a ta. Acolo ești tu și trebuie să o faci. Nu, reușești acolo în momentul acela, peste un sfert de oră, peste 10. De acum, problema te captează și tu nu-ți găsești liniște până când nu-i dai de rost. Se citește o problemă odată, de două ori, de șapte ori, până când o înțelegi bine și te apuci de... Poți să o faci dacă înțelegi-o. Nici o șansă nu ai dacă nu înțelegi bine problema. Da, vă spuneam, sunt două probleme frumoase. Îi mulțumesc doamnelor Dana, sau cam așa ceva. Și o rog în continuare să mai fac acest lucru, așa cum o face ea, să faceți și voi, dragilor, și să scrieți în comentariile voastre. Bucurați-vă, așa cum vedeți că mă bucur eu, când reușiți să faceți câte o problemă. Și dacă nu reușiți, puneți-mi, nu vă garantez că am să reușesc de fiecare dată. Ați și văzut când s-a întâmplat așa, când Vlăduți la Sighișoara, acel copil excepțional, mi-a pus o chestie, o inegalitate, nici nu m-am gândit foarte mult la ea, dar atât cât m-am putut, pe momentul acela, am dus-o până undeva pe la mijloc, nu am reușit să o finalizez, am recunoscut că nu știu. M-am întâlnit cu Vlăduț, la telefon am stat de vorbă cu Vlăduț, atunci când am fost la emisiunea aceea, dacă vă amintiți, la TVR2. Dacă vreți să vedeți emisiunea acolo la Prof Online, să vede toate emisiunile, reacția presei acolo. Și Vlăduț la telefon răspunde acolo la o întrebare, în sfârșit, cum a dat de Prof Online, cam așa ceva. Dar trebuie să vă spun că am luat legătura cu el și mă întreba cum... L-am întrebat eu, de fapt. Vlăduț a mai lucrat la problema aceea. Eu n-am avut timp, zic, cât am putut așa pe moment, am încercat să-l descifrez, încerc să... Da, zice, am lucrat 6 luni de zile. Atenție! 6 luni de zile am lucrat la problema. 6 luni! Și zice, a apărut prin rezolvarea în Gazeta Matematică și s-a specificat că mai trebuia ceva, mai trebuia o informație adăugată la ipoteză. Și neavând acea informație, nu se putea face problema. Deci, cu adăugarea aceea s-a putut rezolva. Dar, dragilor, vedeți, asta înseamnă 6 luni a lucrat la ea. Și n-a abandonat-o și a găsit răspunsul când a fost publicat, nu în gazetă, acolo spune, vedeți, eu n-am mai avut timp să mă ocup, să mă ajung să văd și să mă uit prin gazetă sau știu ce. Dragilor, știți bine, cele două domenii foarte mari pe care le-am, apicultură și matematică, care îmi umplu tot timpul. Și nu știu cum să le echilibrez, le fac mai bine ca voi să aveți șansa să accesați aceste informații ale mele și să puteți să vă bucurați de un lucru unic care se întâmplă în România în momentul de față, prin acest dar care mi-a dat Dumnezeu ca să vă pot ajuta pe voi și să mă fac înțeles, să vă bucur. Așadar, mă opresc aici și vă spun, sunt venit de pe drum, de ora 10 seara,
22, cum e corect să pronunțăm, să vorbim, sunt venit la București pe drum acum, n-am rezistat să încerc să mă las pe altă dată, ci îndată am venit acum la tablă și am încercat să fac asta. Pentru că m-am bucurat foarte tare de aceste două probleme și m-am bucurat încă o dată că Doamna a apelat la mine. Vă rog să o faceți și voi, dar, repet, nu altfel decât scriind în comentarii problema aceea. Și, eventual, și câte un, știu, formele asta de bucurie care trăiți voi când dați peste Prof. Online. Nu uitați să anunțați pe toți colegii, părinții să vorbească cu alți părinți și așa mai departe, cu prieteni, încât să ajungeți cât mai mulți, dragilor. E păcat dacă aveți acolo așa o bogăție. De ce să nu vă bucurați cu toții? De ce să nu aveți șanse egale? Să nu fiți invidioși. Că dacă eu aș merge pe chestia asta, înseamnă că ce am inventat n-ar trebui să arat, iar dacă o problemă știu să o fac, să nu vă spun vouă, nu se poate. La revedere!